Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ne-au venit și ne-au audiat acasă și ne-au controlat, ne-au ridicat bunuri, foarte multe bunuri, că au zis că dacă nu sunt furate și noi le aducem din Germania, cum le aruncă ne-am să păstrăs. Și le-au adus aici, la post, le-au adus. Nu fac bine ce fac. O să-i dăm în tribunal. Judecat o să le dăm. Ce fel de bunuri v-au ridicat? Flexuri, bol, mașini, biciclete, cum le aducem din Germania. Electronice, ne-au luat, ne-au audiat acolo acasă azi dimineață la 6, la cât a fost? La ora 6. La ora 6 au fost în, pe noi mascați, ne-au controlat, criminalistic a fost, ne audiază, că hoți ei nu dau ture să caute hoță, că hoță ei și din parlament sunt hoță, care fură boc, fură boc. Mulțumim. Păi aia se arestează, care fur milioane de euro, nu ce furăm noi, ce luăm noi de pe gunoi și aducem aici. Păi aia nu este lege, că procurorul sa lor, judecătorul sa lor, toți sunt oamenii lor, ei fur mulți bani, averea. Noi dacă furăm o găină, ne punem pușcărie și facem 5 ani de zile și ei că fur toată țara și-au vândut-o, ei pe aia nu-i arestează. Aia sunt oameni de drept. Aia stau în parlament pe scaun și pe acte fură. Bunurile confiscate nu sunt furate? Nu sunt furate, nu. Nimica nu sunt furate, nu. Nu, că avem, că din Germania le aducem acte tot acum când venim din Germania să vadă că nu sunt furate. Dar au serii ca mașinile, bicicletele au serie ca mașinile. Ei nu le face poze și să vină aici jos să vadă că cine le-a furat, cine nu le-a furat. Și la dumneavoastră a fost? Da, păi băiatul meu a fost și la noi azi dimineața la ora 6, ori descins la noi în casă și au zis că au mandat de percheziție pe numele la băiat. Și atunci au zis că ne ridică ceva bunuri care cine o reclama, că poți ne prind și negustor cinstit. Și, na, acum ne-au adus la audier pentru ca audier, să vadă dacă nu să clarifice treaba cu bicicletele, bor, mașini, flexuri, ce s-au furat. Că noi aducem din Germania marfa second hand, vinde pe piață și oamenii au gândit că hot să vin la noi și cumpărăm noi de la ei. Dar noi credeți că a făcut cineva plângere? Da, sigur că da. Altfel n-avea cum să vină să facă percheziție la noi acasă. Deci asta era... Cât de des se întâmplă astea de percheziție? Nu mai ce se întâmplă. Cam acum începe... Prima percheziție cam... care s-a făcut. Până acum e prima care s-a întâmplat până acum, la dar noi, acasă. Acasă. Dar în schimb au mai fost ceva percheziții pe drum. La ora 4, la ora 3 dimineața începea să oprească autoturismele care erau care depășeau de 3 toni jumate. Să le verifice, să vadă ce au și care vedea că sunt regulă și nu sunt probleme care să fie furate sau lucruri, biciclete, bormașini sau din astea, le dădea drumul. Care erau cu biciclete, cu bormașini și cu din astea, le trăgea la post. Și